depozite nu există. Dumneavoastră a spus la televizor că a venit tirul. Unde este utilul ăsta? Aveți dispozitivul care lucrează? Unde, domnul? Dacă nu e nicio farmacie. Nu, nu. Le-am luat, nu vă se zică. Fiecare farmacie. Are, dă pe sub mână. Are, are distribuitorul care producătorul sau furnizorul. Și cum, dacă între atâta farmacii în oraș nu găsesc nicăieri în niciun fel, de 150-250 cum se poate? Firma producătoare, și nu dau numele, a desfinat că... Vreți să ne omorâți, aia vreți să ne faceți. Nu vă gândiți, în Brancea sunt atâția bolnavi, toată lumea care se duce la farmacii, ia bătie utilox. În toată țara sunt bolnavi. Cum dracu, a spus că a venit tirul, unde e tirul, domnule? Unde sunt medicamentele? Noi ca minister nu distribuim. Deci eu dacă vreau să iau, îmi ceri rețetă, da? Pentru ce naiba iau eu utiloxul, dacă n-am notul aici, mă duc la parcon mereu, că eu luați de bani pe drum și n-am tratament, evaluare, mă cumpăr cu banii în mână, mă după rețetă. Și medicul de specialitate vă poate cu o care medic e închisă, policlinica și toată lumea, unde? Este deschisă. Unde e deschisă? Medicul verificat a fost... Și ce sunt ea medicul ăla? Rețetă, altceva ce sunt ea? Recomandare. Mulțumesc. Pentru cine? Pentru dumneavoastră? Pentru dumneavoastră recomandarii, domnul ministru, ne țineți închiși în casă, că nu ai ăsta. Medicamente care le iei, bani nu le găsești. Să vă fie rușine la toți care conduceți acolo. Rușine să vă fie. Ne-a pus să murim puțin. Da. Dar analizii fac cu bani. Dacă vreau să iau cu bani, nu găsesc. Aia vreau să iau, aia vreau să iau.